Viorica Dencilă recunoaște subliniere TC inițial nu i-a răspuns lui Iohannis, pe urmă am sunat subliniere i am discutat cu dumnealui. Premierul Viorica Dencilă confirmă informația publicată de Stiri pe surse.ro. Nu i-a răspuns presubliniere dintelui Iohannis la telefon, pentru ce se afla la pite subliniere til la un eveniment. Ulterior, aceasta l-ar fi sunat pe Iohannis. Inițial nu am răspuns, eram la Sinfonia Lalelelor. Pe urmă am sunat sublinierei, am discutat cu dumnealui, ceea ce mi s-a părut un lucru de normalitate, a declarat Dencil. Vă asigur că avem responsabilitate, avem discernment și vom discuta cu toate instituțiile, a mai precizat Dencil. Premierul a explicat că MEA-i a asumat redactarea sublinierei caracterul secret al memorandumului. Nu pot să vă spun ce conține acest memorandum. Acest memorandum există. Vom purta discuții cu toate instituțiile, inclusiv cu domnul președinte, a adăugat premierul. Klaus Iohannis a sunat de dimineață pe Dencil pentru a discuta despre memorandumul adoptat de guvernul, pe tema mutrii ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.